Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, prezent în studioul Antena 3, a prezentat stadiul proiectelor implementate în momentul de față în municipiul reședință de județ. De asemenea, edilul a vorbit și despre cele trei proiecte ce urmează a fi semnate în viitorul apropiat, dar a făcut precizări și despre lucrările de la Piața Mare și Colegiul Carol I. Vorbiți-ne un pic despre proiectele aflate în implementare în momentul de față la nivelul primăriei municipiului Călăraș. Mă bucur că ați atins această problemă, pentru că, bine, asta este. Și în casă, când faci curățenie, există deranj. Da, lucrări de asemenea învergură pe care noi le derulăm în această perioadă. E vorba de strada de bulevardul Nicolae Titurescu, de strada Grivița. Sunt lucrări de ce necesită foarte, foarte multe lucrări, poate care au, cum să vă spun, o perioadă mai lungă de timp de realizat. Dacă pe stradă, în principiu, nu ar fi probleme, dar cu toate acestea găsim tot felul de lucruri care nu sunt prinse în proiect și atunci noi trebuie să le realizăm. Au fost zone în care pământul era foarte, foarte umed și a trebuit să facem săpături la adâncime mai mare, să înlocuim pământul acela umed cu pământ bun. Problemele sunt pe trotuar, unde, după cum știți, atât pe Titulescu cât și pe Grivița se pun tovele. Se introduc firele în pământ. Mă refer la electricitate. Da, electricitate, fibră optică, televiziunea pe cablu și rom telecomul. Și gândiți-vă că acum se face pentru fiecare casă în parte o cutie cu alimentarea din zona, din pământ. Uh-huh. Lucrul acesta necesită timp și chiar dialog cu cetățenii, care unii înțeleg, unii nu înțeleg de ce trebuie să punem aceste cutii de alimentare. Vedeți dumneavoastră timpul pe care noi îl alocăm acestor lucruri este destul de mare. Există cetățeni care sunt deranjați de faptul că nu mai ies pe trotuar, dar dacă nu există un efort comun atât din partea celor care se ocupă de să urmărească lucrarea, să fie în permanență acolo. Eu unul sunt zi de zi și urmăresc cu mare atenție tot ce se întâmplă. De asemenea, diriginții de șantier, oamenii din primărie, constructorii care sunt, vă spun eu, presați de noi și au o presiune fantastică, pentru că noi luăm și le evaluăm fiecare zi de lucru. Chiar și numărul de oameni pe care le au în zilele respective. De asemenea, cu cetățenii care unii sunt mulțumiți, unii nu sunt mulțumiți. Faptul că există lucrările astea subterane necesită ca fiecare constructor care are specificul lui trebuie să-l aștepte pe celălalt să realizeze aceste lucruri. Câteodată poate unii nu pot respecta timpul din vari motive, obiective, subiective. Dar cu toate acestea, noi trebuie să înțelegem că dacă nu există și înțelegere din partea cetățenilor, pentru că orice lucru nu poți să-l faci. Noi, nu am un teren viran în care m-am apucat să fac o stradă, nu am stânga-dreapta case, nu am mașini, nu am cetățeni care circulă pe trotuare. Toate astea sunt niște impedimente, ca obstacole pe care trebuie să le gestionăm cu foarte, foarte multă atenție. Lumea se grăbește, lumea dorește cât mai repede, da, dar vedeți dumneavoastră că dacă ne întoarcem în timp, și mi-am aminte de 2015, când am făcut acele lucrări subterane, în care am băgat acele coloane de apă și am făcut acordul la cetățeni și am spus, așteptați să treacă o perioadă de timp, după care ne apucăm să facem aceste străzi. Am ajuns să facem aceste străzi. Totul înseamnă efort din partea tuturor. Eu cred că până la urmă, când lucrurile vor fi terminate, oamenii o să înțeleagă importanța acestor lucruri pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului. Nu poți să faci o lucrare într-un an de zile, nu poți să... Sunt timpi legal pe care trebuie să-i respecte, începând de la, hai să zic așa, intabulare, și am făcut peste 450 de intabulări, aproape de 500, da? Înseamnă consultanți, proiecte, lucruri care nu poți să le faci într-un an. Necesită cel puțin 4-5 ani. Iar proiectele europene au niște criterii și niște condiții deosebite. Pot să vă spun că am fost primul municipiu care am depus primele proiecte pe axa 4. Axa 4, pentru care avem alocați peste 22 de milioane de euro.
când stăteam de vorba, văd că am primit un telefon, credeam că mă anunță să semnăm cele trei proiecte mari pe care municipalitatea le va avea pe fonduri europene, pe lângă altele mai mici. Deja se semnează proiectul pe livadă de 500.000 de euro, s-a semnat pe cel pe Obor. Și Obor și la livadă, da. Urmează cele mai trei proiecte. Este vorba de strada București, uh-huh. Da, a cărui valoare se ridică la aproximativ 9,2 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Există după aceea centrul pietonal cu Piața Mare, de la Piața Mare către piața primăriei Consiliului Județean și Prefecturii, unde va avea o imagine foarte, foarte frumoasă, împinând partea de betoane, ca să spunem așa, între ghilimele, cu partea de zonă verde. Spațiu verde, da. Da. Și, bineînțeles, realizarea, mai bine, achiziționarea unor autobuze de hibrid, de calitate, nu din acestea turcești, după părerea mea, care am văzut ce se întâmplă cu ele prin București. Pentru că tot am discutat de Piața Mare, vreau să aduc la cunoștință cetățenii, pentru că toată lumea întreabă. Mai avem, da, și sunt discuții. Mai avem și cârcotași care tot vorbesc că nu sunt bani, că nu facem proiectul. Eu nu cred că aș fi atât de inconsecvent să spun că vom face Piața Mare și o să nu o realizez. Piața Mare, la ora actuală, este în stadiul de evaluare. Ultimele etape de evaluare, da, a celor două oferte, că atât au fost, pentru desemnarea câștigătorului, care are obligația să facă proiectare și execuție. Uh-huh. Când proiectarea o va face mai repede, este în avantajul nostru, ca în toamna aceasta, cât de târziu, să putem să realizăm organizarea, deși adică și de ce nu să turnăm fundația. Deci în perioada următoare se va desemna câștigătorul și vor fi bineînțeles. Nu știu dacă ați văzut că am avut două meciuri în care erau prezentate Piața Mare și cu pietonalul. Vreau să vă spun că așa cum am arătat pe cele două meciuri, pietonalul și Piața Mare vor arăta așa. Mm-hmm. Mai mult decât atât, spre dezamăgirea unora, bani avem. Acum pot să vă spun că felicit Consiliul Local, executivul și toți cei care s-au implicat în obținerea celor de-ai doi la împrumut, pentru că avem banii necesari realizării unor lucrări care conduc la modernizarea orașului. Dacă am fi așteptat bani de la guvern sau bani pe proiecte care, după cum vedeți, după, altele decât cele europene, bani nu prea mai sunt. Chiar deloc, după câte se vede. Faptul că suntem duși cu vorba, că tot ne fac o rectificare pozitivă pentru a da banii necesari salarizării indemnizațiilor persoanelor cu handicap, nu interesează până la ora actuală. Deși de trei luni de zile așteptăm acest lucru. Și cum v-ați descurcat? Cum ați dat banii către suntem persoane? În urmă, dacă nu mă înșel, cu două luni. Din ceea ce strângem, din taxe și impozite, o să-i folosim pentru alte lucruri. Vă dați seama că nu putem să-i lăsăm pe acești oameni nepăspriți să nu aibă salariile. Am așteptat să ne dea onor guvernul prin rectificare bugetară a lucrările care nu sunt necesare, dar văd că... Deci în momentul de față dumneavoastră ați făcut rectificare bugetară pentru acoperirea... Da, în momentul în care avem banii necesari, e vorba de vreo 11 miliarde și ceva pe lună. Pe lună. Da, 1.200.000, 1.400.000, uh-huh. Nu știu exact. Bani care nu sunt necesari pentru plata indemnizațiilor. Uh-huh. Nu este chiar așa de ușor să iei lună de lună 11 un milion și ceva de lei, ținând cont că avem cheltuieli curente care trebuiesc achitate, lucru care le face cu destul de multă greutate. Dar încercăm să supraviețuim acestui mod de a gestiona și bugetele, pentru oarecare măsură guvernul gestionează indirect bugetele locale. Au făcut această hotărâre, după părerea mea, nici de cum să vină în sprijinul administrațiilor locale, din contră să le îngreuneze viața. Și mai mult decât atât, așteptăm să vedem ce rectificare bugetară va fi și dacă va fi discreționară, de fapt arată neobiectivitatea lor, subiectivitatea, de fapt, și anume faptul că încearcă să dea mai mulți bani acelor unități administrative unde sunt
primar PSD sau președinte Consiliului Județean în PSD. România este formată din oameni, în primul rând, de cetățeni care locuiesc în diferite localități, indiferent de culoarea lor politică, și nu trebuie să se facă diferențe. Dacă se fac diferențe, este problema lor și responsabilitatea lor. Nu se gândesc că și Călărașul, deși este galben, să zicem așa, ca administrație, în Călăraș trăiesc cetățeni care au votat PSD. La ei nu se gândesc? Sau mai sunt în loc să facem tot felul de afirmații? Ar trebui să ne ocupăm ca cei din guvern când iau anumite hotărâri să le ia cu știința sau mai bine zis, să aibă informațiile necesare din teritoriu. În afară de a arăta cu degetul, nu suntem în stare de nimic. Hai să ne așezăm la masă, să stăm de vorbă. Oricum e prea târziu și dacă trece funcțiunea, o să le zicem la revedere. Dar e păcat, timp de 3 ani, habar n-au avut de ce înseamnă colaborare, habar n-au avut ce înseamnă să pună umărul la dezvoltarea, cel puțin a municipiului. Ce dacă e primar PNL? Primarul PNL își face treaba și dacă cetățenii consideră că nu trebuie mai să fie ales, ok, asta este. Dar în rest, arătăm cu degetul și spunem și minciuni. Să mai duc unii pe piață să spună că, domne, nu sunt bani, că nu... Minciuni. De ce nu mă cheamă și pe mine când spun aceste minciuni, să putem să dialogă de față cu cetățenii, să vedem cine are dreptate. Nu, o fac mișelește pe la spate, cum sunt obișnuiți de fapt. Știu că în urmă cu ceva timp dumneavoastră chiar organizați unele întâlniri cu cetățenii în diferite zone. Eu mă duc și în Piața Orizont, unde deja este semnat un contract de modernizare a pieței, dar pentru că a venit vremea rece, se vor face lucrări de rezistență, se vor face grind, se vor suda, așa, de asemenea fac piața și în zona centrală unde vă și stau de vorbă cu cetățenii, am spus, domnule, aveți încredere că asta se da, domnule, dar vine nu știu cine și ne spune, domnule, lăsați-l, nu sunt de acord și mi se pare o absurditate. Eu, când am auzit că vor să facă trecerea de cale ferată la Drajna, normal că m-am bucurat. Foarte bine. Masajul de la Drajna. De ce? Trebuie să fim răi. Răi cu noi, cu noi. Uh-huh. Mi se pare, de fapt, este o boală a unora care, numai prin acest fapt, vor să demonstreze că ei sunt mai buni. Să vină să demonstreze că sunt mai buni. Ați adus în discuție un pic mai devreme controversele de la Piața Mare. Vreau să lămurim în încheierea emisiunii. Ce s-a întâmplat exact la Colegiul Carol I? Care a fost situația? Nu s-a întâmplat nimic. Bine, tot binevoitorii, ca să le spun așa. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Era o clădire care era aproape căzută. Da. WC-urile au fost mutate în vechea locație a clădirii. Uh-huh. Ok. Și pur și simplu nu mai se putea, nu era utilizabilă și doamne, vrea să întâmple ceva. S-a trecut la partea de construcție fără să aibă autorizație. N-au știut că le trebuie autorizație. Cred că poate să înlocuiască pe asta. Nu se poate așa. Este ceva. O clădire de patrimoniu acolo? Nu este clădire de patrimoniu. Nu. Era grav dacă era clădire de patrimoniu. Școala este clădire de patrimoniu. Am înțeles, dar nu există și perimetru, anex. Dar există perimetru unde nu ai voie să construi decât cu autorizație și avizul de la Comisia de Cultură. Uh-huh. Nu am făcut altceva decât să le spun. Bine să vă opriți. Da. Lăsați-o așa cum este, pentru că n-a știut, și să vă obțineți autorizație. Nimic altceva. Au parte de sprijinul dumneavoastră și al angajaților din primărie pentru obținerea autorizației? Păi, la ora actuală, noi am alocat bani pentru reparația clădirii, pentru că știți că sunt niște infiltrații pe acoperiș. Da. Au toți banii, au autorizație de construcție. Astăzi, dacă nu mă înșel, depune solicitarea pentru autorizație și toate lucrurile intră pe făcaș normal. Trebuie să înțelegem că indiferent de necesitatea sau oportunitatea unor lucrări, acestea trebuie să făcute cu obținerea autorizațiilor necesare. Nimeni nu are nimic împotrivă, mai ales și eu, care dacă ar fi să evalueze banii alocați pe care i-am dat către unitățile de învățământ de-a lungul timpului și pot fi întrebați directorii și susținerea lor pe proiecte, primăria Caralina niciodată nu. Ce vorbesc cu unii sau alții sunt niște cărcotași sau niște neaveniți care nu vor altceva decât să denigreze instituția primarului și implicit pe mine. Până la sfârșitul anului vor demara lucrările la Colegiul Carol I? Noi sperăm să demareze, pentru că Direcția de Urbanism
se sprijină acest lucru, se discută cu direcție, de fapt cu administrația, cu conducerea școlii, ca acolo unde au problemă să sprijinim prin discuțiile care trebuie purtate cu mediul, cu partea electrică, unde au nevoie de avize. Am înțeles. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru prezența în studio. Vă mulțumesc și eu.